Fiți atenți ce a putut să spună Grindanu, ci că, fiți atenți, sta jos, useriștii au plimbat urși prin pădure. Au cărat tot useriștii urși prin păduri să-mi arate că există, nu există. Băi, cât de dement trebuie să fi gândiți-vă puțin. Deci ăsta că de ăsta e ministrul transportelor, chiar crede că unii de la USR au luat urși, urși oameni buni, au luat urși și au plimbat în pădure ca să strice lui autostrada. Știți, vorbim așa de parcă demenții sunt numai la aur, da? Și o să la șoșoacă, da? De fapt, demenții sunt la guvernare și asta este îngrozitor pentru noi ca țară. Să nu uităm, în pandemie, nu George Simion spunea de la tribuna Parlamentului că guvernul criminal bagă oameni în saci. Nu, asta făcea Marcel Ciolacu, parlamentar PSD, acum prim-ministru al României. Da? Chestia aia, procedura de a băga oamenii în saci, oribilă de altfel, a fost reglementată de un ministru sănătății al PSD. Abia Vlad Voiculescu a venit și a înlocuit cu ceva mai uman. Dar Dementul de Ciolacu spunea chestia asta la Parlament. Da? Tot dementul de Ciolacu spunea să nu purtăm măști, să nu ne vaccinăm. Da? Ăștia sunt adevărații pericoli, sunt adevărații extremiști din România. Acum Grindeanu, incapabil să facă autostrăzi, vă spune că useriștii prind urși, bagă în cuș și plimbă pe să pe autostrada. Sunt demenți, au luat-o razna, știu că pot să piardă, sunt disperați, pentru că vor ajunge la pușcărie pentru cât fură acum.